Întâia epistola Apostolului Ioan, capitolul 3, versetele de la 1 la 3. Și vă rog să observați, în timp ce vom citi textul acesta, că Apostolul ne spune în versetul 1 ce am fost făcuți, în versetul 2 ne spune ce vom fi, iar în versetul 3 ne spune ce se întâmplă între cele două momente. Ce suntem? Versetul 1. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Ce vom fi? Versetul 2. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea exact așa cum este. Acum, ce se întâmplă între cele două momente? Între ceea ce am fost făcuți și ceea ce vom fi. Versetul 3. Oricine are nădejdea aceasta în El, se curățește după cum El este curat. Amin. Haideți să ne plecăm capetele și să cerem harul și îndurarea lui Dumnezeu. Doamne, suntem atât de recunoscători pentru ce ne-ai făcut. Suntem copii ai Tăi, prin Fiul Tău, prin mielul de jertfă, fără pată și fără cusur, Domnul nostru Iisus Hristos. Doamne, ce har! Ce har că Fiul Tău s-a făcut Fiul omului pentru ca noi să devenim fii ai Tăi. Ce binecuvântare enormă, Doamne! Mai mult ce har, Doamne, pentru noi în seara aceasta că putem să nădăjduim că într-o zi vom fi asemenea Mântuitorului nostru și ne vom bucura de o transformare radicală. Mulțumim pentru această părtășie pe care o avem cu Tine. Mulțumim pentru nădejdea aceasta pe care ne-o dai Tu prin Fiul Tău, Iisus Hristos. Și știu că uneori ne este așa de greu. Îți mărturisim, Doamne, lucrul acesta. Uneori ne este greu. Tu știi deja lucrul acesta, îl cunoști. Nu este ușor mereu să ne trăim viața aceasta de credință. Dar ne întărește speranța aceasta. Că în zilele vieții noastre, Doamne, trăim cu nădejdea aceasta. Că va veni ziua aceea. Ziua aceea sfințirii noastre depline, ziua aceea când vom fi pe deplin izbăviți din lumea păcatului. Dar până atunci, Doamne, cuvântul Tău ne cheamă să ne curățim, de aceea în seara aceasta să cerem harul Tău din nou peste inimile noastre și fie ca al Tău cuvânt să lucreze și să ne învețe cum să facem lucrul acesta. Amin. Vă mărturisesc că mi-a căzut la sorți un subiect destul de greu, chiar acum la încheierea zilei și chiar înainte de masă, cred că vă este și foame deja. Am zis eu așa în sinea mea, zic, m-au lucrat frații de la Cinsola, m-au pus exact înainte de masă, glumesc, evident. Știu că suntem obosiți, știu că a fost o zi destul de lungă, multă informație de absorbit, învățătura multă, spune și Eclesiastul, ce face? Obosește trupul. Dar vă rog, haideți să mai rămânem pentru un timp conectați și să încercăm să înțelegem subiectul acesta al sfințirii practice. Și spun lucrul ăsta pentru că în zilele noastre e destul de dificil și cui mai place astăzi să vorbească despre păcat? Nu este o temă foarte apreciată în multe contexte. E interesant, regretatul consilier creștin J. Adams, tatăl consilierii biblice, părintele consilierii biblice, în cartea sa O teologie a consilierii creștine, își începe capitolul intitulat Consilierea și păcatul omenesc cu următoarea remarcă. Subiectul pe care începe să-l tratăm acum este unul trist. Este trist din multe puncte de vedere și printre care și faptul acesta că
orice discuție despre păcat în zilele noastre este văzută, și citez aici pe McMinn, unul dintre marii psihologi, o relicvă care nu mai are loc în gândirea modernă. Oamenilor nu le mai place să discute despre păcat. Psihologia seculară a reinterpretat absolut totul pentru noi, de așa natură încât totul să sune mult mai bine. Păcatul, ni se spune, este privit în cel mai rău caz, și din nou citez, ca o afecțiune, pentru că este mult mai comerciabil să spui că ești bolnav decât să spui că ești păcătos. Într-o cunoscută carte intitulată Stima de sine, noua reformă, autorul acesta american, foarte cunoscut televanghelist, Robert Schuller, redefinește întreaga idee de păcat spunând în felul următor că, citez, păcatul este orice faptă sau gând care ne văduvește de stima de sine. Apoi face o afirmație incendiară și declară, dacă în secolul al XVI-lea reforma protestantă însemna întoarcerea atenției la scripturile sacre, reforma cea nouă va însemna întoarcerea atenției la dreptul sacru al omului, la stima de sine. De aceea este greu să vorbești azi despre păcat, pentru că totul este redefinit. Totul este redefinit în termenii aceștia ai stimei de sine, totul începe să fie definit de așa natură încât să nu mai aducă să nu ofere o imagine negativă asupra persoanei, de aceea lucruri precum promiscuitatea sexuală și toată industria ei, lucruri precum avortul sunt redefinite, toate acestea, într-un fel de așa natură, încât să spună că totul e ok și că în final tu ești ok. Indiferent de orientarea sexuală, indiferent de ceea ce facem în viață, suntem ok. Dar Dumnezeu, dragii mei, nu ne cheamă la redefinirea păcatului. Lui nu-i pasă de self-esteem-ul nostru. El nu vrea să te simți bine în pielea ta. Și dați-mi voie să fac o remarcă. Poate că uneori, de foarte multe ori, Dumnezeu vrea să te simți rău în pielea ta. Dumnezeu ne cheamă la curăție. Mai mult decât atât, ne cheamă să ne curățim. Și în sesiunea trecută aminteam faptul acesta că nu putem să fim mai sfinți decât Dumnezeu deja ne-a făcut în Hristos Iisus. Și ca să mă întorc la textul biblic citit, nu putem face nimic să fim mai copii ai lui Dumnezeu decât deja ne-a făcut El prin Iisus Hristos. Dar ce putem face este să creștem în sfințenia aceasta a vieții, în sfințirea aceasta pe care ne-a adus-o Domnul Iisus Hristos, să creștem în sfințenia vieții. Și aș vrea să vă amintiți că potrivit cu sfințirea inițială, am amintit lucrul acesta în sesiunea trecută, credinciosul trăiește acum într-o nouă dinamică a vieții. El a fost transplantat, transmutat din această sferă a păcatului în care trăia într-o nouă sferă, sfera sfințeniei lui Dumnezeu, în care începe să trăiască și începe încet, încet să se asume această nouă viață pe care Hristos a câștigat-o pentru El la cruce. Și această dinamică nouă a vieții ne ajută să creștem în sfințenie, să ne curățim, să eliminăm păcatul din viețile noastre. Aș vrea să privim în seara aceasta la trei chestiuni care țin de sfințirea practică. Adică ce se întâmplă după sfințirea inițială? Ce se întâmplă între momentul în care am fost pus în Hristos Iisus, mi s-a dat o sfințire definitivă, și momentul sfințirii escatologice, când Domnul Iisus Hristos va veni și voi fi asemenea Lui. Ce se întâmplă între cele două momente este această sfințire practică. Și vreau să ne uităm că această sfințire practică este caracterizată de trei lucruri, și anume că este progresivă în dinamica ei, este mijlocită de resursele Harului și în același timp este asistată de Dumnezeu. În primul rând, haideți să vorbim un pic despre dinamica
sfințirii practice. Primul lucru pe care trebuie să-l înțelegem este că sfințirea practică este progresivă. Tocmai de aceea teologii au numit-o deseori și sfințire progresivă. Și sunt câteva texte biblice în suportul acestei idei. 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 18. Apostolul Pavel scrie acestei biserici și spune: noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului și sunteți schimbați în același chip cu al Lui. Ascultați progresia. Din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Suntem schimbați din slavă în slavă către chipul acesta, spre chipul acesta al Domnului Iisus Hristos. 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 1. Prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea aceasta practică, despre ea vorbește, până la capăt, în frica de Dumnezeu. Filipeni, capitolul 1, versetul 6, apostolul Pavel, el, apostol al Domnului Iisus Hristos, spune așa: sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Observați progresia, este ceva ce a început, ceva ce decurge, merge înainte și o isprăvește în ziua Domnului. Filipeni, capitolul 3, versetul 12, apostolul vorbește despre sine: nu că am și câștigat premiul său sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Observați cele trei dimensiuni. Am fost apucat, trecut, s-a întâmplat. Merg înainte spre ce? Spre desăvârșire. Și ce fac acum? Caut și eu să-L apuc. Alerg înainte. Perseverez. Coloseni, capitolul 3, versetul 10. V-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care ce face? Se înnoiește spre cunoștință, după chipul celui ce l-a făcut. Progresia se înnoiește către acel chip desăvârșit. Este o celebră poveste despre marele sculptor Michelangelo. Se spune că a lucrat 3 ani să sculpteze celebra statuie a lui David. Și un prieten de-al său, foarte impresionat de realizare, l-a întrebat: maestre, cum reușești să faci asemenea piese de artă? Este extraordinar. Michelangelo îi răspunde și spune așa: în timp, prietene, în timp, nu mă grăbesc. Ceea ce fac este că iau o bucată de marmură, un bloc imens, și știu eu ceva. Știu că piesa de artă este chiar acolo, înăuntru. Tot ce trebuie să fac este să-mi iau dalta și în timp să dau la parte fiecare bucată, acele bucăți care sunt în plus. Dragii mei, trebuie să ne aducem aminte că în ce ne privește, piesa de artă este deja în noi. Este deja acolo. Este deja pusă prin Duhul lui Dumnezeu în sufletele și în inimile noastre. Hristos, care a luat deja chip în noi. Sfințirea este partea aceea, sfințirea practică este partea aceea din timpul vieții noastre în care în mod progresiv, într-un proces îndelungat, ceea ce face Dumnezeu este să dea la o parte piesele acelea care sunt în plus, ca noi să devenim prin viețile noastre tot mai asemănători Domnului nostru Iisus Hristos. Pavel scrie la un moment dat în Roman, capitolul 8, versetele 28 și 29, este un text care de atâtea ori este distorsionat în predicare. Și îl cunoașteți cu toții. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Și ne oprim aici pentru că spunem noi, ce vrea să spună Pavel aici este că la un moment dat răul ăla care ți s-a întâmplat ție în viață se transformă în ceva bun, în altceva bun, într-o binecuvântare anume pe care ți-o dă Dumnezeu, așa că și nu contest lucrul ăsta, nu contest că se poate întâmpla lucrul ăsta, dar Apostolul Pavel vorbește aici despre un bine, un singur bine pe care lucrează Dumnezeu prin toate lucrurile.
Ascultați următorul verset ce spune. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie cum? Asemenea chipului Fiului Său. Care este binele pe care lucrează Dumnezeu prin toate lucrurile? Nu orice altă binecuvântare, ci aceasta una singură, unică, și anume ca tu și eu să fim tot mai asemănători chipului Domnului nostru Iisus Hristos. Binele pe care lucrează Dumnezeu prin toate lucrurile este unul singur, să fim asemenea Lui. El dă la o parte, progresiv, treptat, lucrurile acelea care nu reprezintă chipul Domnului Iisus Hristos. De aceea, dragii mei, pentru că această lucrare de sfințire practică se petrece treptat, progresiv, trebuie să nu ne pierdem răbdarea, ci să perseverăm. De la profesorul meu de exegeză din seminar, am învățat principiul acesta mereu, pe care el îl folosea în studiu biblic. Ne spunea mereu și mereu, dragilor, Dumnezeu nu se grăbește. Dumnezeu nu se grăbește. El a creat lumea în 6 zile, progresiv, progresiv, rezolvând pe rând problema întunericului care acoperea lumea, problema haosului, așezând toate lucrurile la locul lor, problema vidului, umplând toate lucrurile, progresiv ne descoperă Geneza, capitolele 1 și 2, faptul că Dumnezeu nu se grăbește. I-a luat 6 zile, deși putea face totul într-o singură zi. Dumnezeu vrea să ni se descopere ca unul care lucrează treptat, progresiv, și așa face El și în viața ta și în viața mea. Creștinii din Africa, mi-a povestit un păstor din Africa Centrală, ne spunea că au un dans ritualic atunci când corul intră în biserică. Și dansul ăsta ritualic constă e foarte simplu, îi fac 2 pași înainte și unul înapoi. Spunea că durează cam o jumătate de oră să intre corul de aici, să ajungă tocmai în față unde trebuie. Bine, la ei programul ține vreo 4 ore. Asta în cazul care v-ați gândit vreodată că 2 ore sau 1 oră și jumătate e prea mult. Și fac lucrul acesta, dansul acesta ritualic, pentru că ceea ce vor ei să simbolizeze prin lucrul acesta este că exact așa este viața creștină. Uneori mergem înainte, alteori dăm înapoi, dar dinamica întregului proces este că procesul de sfințire practică merge înainte, progresează. Dumnezeu dă la o parte bucățile în plus, așa că orice credincios să poată să spună asemenea marelui compozitor de imnuri creștine John Newton, citez: nu sunt ceea ce aș vrea să fiu, dar nici nu mai sunt ce am fost. Căci prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce am devenit. Nu sunt ceea ce aș vrea să fiu, dar nici nu mai sunt ceea ce am fost. Prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce am devenit. Așadar, dragul meu, draga mea, ai răbdare. Mai ales când sunt perioade în viața ta, când simți că bați pasul pe loc, poate că uneori simți că dai înapoi, ai răbdare. Perseverează. Roagă-te. Continuă, mergi înainte. Spurgeon spunea, perseverând, melcul a ajuns în arca lui Noe. I-a luat ceva timp, dar a ajuns până la urmă. Sfințirea practică este un proces care durează întreaga viață. Apoi, aș vrea să mai vorbim despre faptul că pe lângă dinamica aceasta a sfințirii practice, care este progresia, mersul înainte, nu în același ritm, mai există și ceva care ne ajută în sfințirea practică, și anume mijloacele sfințirii practice. Ce trebuie să știm este că sfințirea aceasta este realizată prin anumite mijloace ale Harului Divin. Și o să mă opresc asupra 3 dintre ele pe care le consider principalele instrumente care lucrează eradicarea progresivă a păcatului din viețile noastre. Primul dintre ele este Cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură. Domnul Iisus Hristos a recunoscut lucrul acesta în Ioan capitolul 17, când are acea rugăciune extraordinară de mare preot. El spune
despre ucenici și se roagă în felul următor: Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Scriptura este cea care ne informează mintea cu privire la voia lui Dumnezeu, ne convinge de păcatul din noi și totodată ne arată principiile și metodele prin care putem să biruim păcatul acesta. Așadar, în viețile noastre și în bisericile noastre, și asta ne dorim și spunem mereu la 5 sola, în sprijinul bisericii, în sprijinul vieților particulare ale credincioșilor, ceea ce dorim este ca activitățile care includ cuvântul lui Dumnezeu să fie restaurate, pe cât pentru că sunt tare prețioase. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care lucrează la sfințirea noastră. Predicarea cuvântului lui Dumnezeu. În concepția noastră teologică, cuvântul are trei forme. Este esență pură și discutăm aici despre cuvântul etern ca ființă dumnezeiască. La început era cuvântul. Apoi este cuvântul întrupat, Domnul nostru Iisus Hristos. Și apoi, imediat după cuvântul întrupat, care este realitatea deplină, Domnul Iisus Hristos, este cuvântul scris, Sfânta Scriptură. Și în final avem și cuvântul predicării, care este practic cuvântul bisericii prin slujitorii ei. Este cuvântul bisericii despre cuvântul lui Hristos. Și am scris în notițele mele intenționat cu literă mică cuvântul predicării, pentru că Hristos este infailibil, Scriptura este suficientă, dar cuvântul predicării nu posedă același grad de infailibilitate. Cu toate acestea, este important în economia harului lui Dumnezeu. Confesiunea de la Westminster admite că Duhul lui Dumnezeu folosește predicarea cuvântului ca pe un mijloc al harului. O altă activitate importantă care include cuvântul lui Dumnezeu este devoțiunea personală în cuvântul lui Dumnezeu. Credincioșii sunt chemați mereu și mereu să se dedice citirii cuvântului lui Dumnezeu, studiului Scripturii în mod individual și în familie. Câți dintre voi sunteți căsătoriți aici? Ceva, da. Practicați închinarea în familie? Citirea cuvântului lui Dumnezeu împreună cu soția, împreună cu copiii? Să știți că de multe ori există o mentalitate atât de greșită în bisericile noastre. Am luat noi părinții copiii și am pus în brațele păstorului și le-am zis, ucenicizează-i. Scriptura, în primul rând, da, biserica are o responsabilitate și păstorul are o responsabilitate în ucenicizarea tuturor, dar știți a cui este prima responsabilitate potrivit cu al Domnului cuvânt în ceea ce privește ucenicizarea copiilor tăi? Nu este al bisericii, nu este al păstorului, ci este responsabilitatea ta de părinte. Adu-i cuvântul lui Dumnezeu copilului tău. Adu cuvântul lui Dumnezeu soției tale. Pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu în devoțiunea de familie, în devoțiunea personală, are puterea aceasta de a sfinți, de a ne informa, de a ne judeca și de a ne arăta principiile necesare pentru transformarea noastră. Când am primit eu prima Biblie, este Beni Cruceru, este aici cu noi, tatăl lui mi-a dat prima Biblie, fratele păstor Viorel Cruceru. Când m-am întors la Domnul, când am fost adus prin harul lui Dumnezeu la credință, mi-a dat o Biblie și pe Biblia aceasta la început scria următoarea afirmație. Fie această carte te va despărți de păcat, fie păcatul te va despărți de ea. De aceea puritanii înțelegeau mereu că trebuie să citească, trebuie să mediteze, trebuie să studieze, trebuie să se roage Biblia zilnic, pentru că înțelegeau că în fiecare zi ei trebuie să se expună puterii reformatoare a cuvântului lui Dumnezeu. Este un program de citire a Bibliei pe care l-am urmat împreună cu biserica anul trecut. Robert Murek McShane l-a scris. Este un plan de citire publicat și în limba română, se numește Reformă. Și îl spune în introducere. Este datoria noastră în aceste vremuri ca noi să începem reforma cu noi înșine, în familiile noastre și în bisericile noastre, prin cuvântul lui Dumnezeu. Al doilea mijloc pentru sfințirea bisericii este
Biserica însă. Pentru sfințirea credinciosului este biserica. Îmi place ce spune la un moment dat un scriitor reformat, Carl Truman, un teolog, care a scris o carte, se numește Grace Alone, și spunea la un moment dat, doar harul, și spunea la un moment dat, dacă există, și citesc, dacă există în protestantismul modern ceva care a deviat cel mai mult de la reformă, atunci acel lucru e biserica în calitatea ei de mijloc al harului. Deja Iosua a vorbit despre lucrul acesta, a vorbit despre faptul că biserica este un mijloc al sfințirii, un cadru al sfințirii. Sfințirea este o lucrare pe care, dragul meu, draga mea, nu se întâmplă tu, cum spunea Andrei, tu cu Biblia, doar tu cu Biblia sub un copac, ci este o lucrare care se întâmplă și are loc în cadrul comunității lui Hristos. Și observați ce ne spune Apostolul Pavel în prima epistolă scrisă către Timotei, spune așa: fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Ne informează Pavel aici de ce anume trebuie să fugim de poftele tinereții. Ne informează spre ce anume trebuie să fugim, dragostea, pacea, credința, și apoi ne spune și cum să fugim împreună cu cei care îl cheamă pe Dumnezeu. Sfințirea ta are loc în cadrul comunității de credință. De asta Luther era convins de faptul că în biserică Hristos trăiește și lucrează pe redemptionem, spunea el, pentru răscumpărare, iar Duhul lucrează pentru sfințire, în cadrul bisericii lui Hristos. Când eram pe la începutul vieții de credință, și probabil că ați auzit și voi ilustrația aceasta, același frate păstor ne-a povestit la un moment dat la biserică, ne-a oferit următoarea ilustrație, și cred că ați auzit-o deja, despre ce este biserica. Și ne spunea el, credincioșii sunt precum o grămadă de cărbuni aprinși împreună. Câtă vreme ei stau acolo împreună, își transferă căldura unul altuia și rămân aprinși. Se înflăcărează unul pe celălalt. Dar dacă scoate un cărbune din mijlocul grămezii și izolează-l, și ai să vezi că în timp ce ăștia încă rămân aprinși, pentru că își transferă căldura unul de la altul, ăsta singur, izolat, se stinge încet, încet. Este bine să ne amintim asta. Sunt zilele astea când din nou și din nou vedem valul acesta de deconstructivism care relativizează și banalizează realmente comunitatea credinței. Noi știm că nu suntem perfecți, că ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Noi știm că nu suntem perfecți pentru că trăim și noi în biserică și vedem lucrul acesta. Noi știm că nu suntem perfecți, dar noi știm că mergem înainte și mergem cu Domnul și mergem spre țintă. Sfințirea o lucrează Dumnezeu în cadrul comunității. Într-un context similar ne spune apostolul la un moment dat în epistola către evrei, spune să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții. Aici în comunitatea de credință, această comunitate imperfectă, suntem ținuți responsabili. În această comunitate de credință suntem ridicați când suntem căzuți. În această comunitate de credință suntem încurajați când suntem dezamăgiți. În această comunitate de credință ne mișcăm în direcția sfințirii practice. Aș vrea să te întreb în seara asta, cum trăiești în mijlocul comunității? Pentru că știți care este durerea pe care eu o văd de multe ori în bisericile noastre? Este că suntem parte din biserică și, cum spunea un cântec rock mai de pe vremuri, together we are alone. Împreună suntem singuri. Așa se întâmplă de multe ori. Unii sunt în biserică, vin, participă, dar ei nu sunt înconjurați de un grup care să-l ajute să crească în sfințirea personală. Cum trăiești un cadru comunității de credință? Sunt oameni care te țin responsabil pentru viața ta, oameni care te sună, cărora tu vrei să le dai socoteală pentru viața ta, și te sună și te întreabă ce ai mai făcut, cum mai ești? Sau încerci să mergi pe minimul acela? Părtășie, cântare, rugăciune împreună și cam atât. Al treilea mijloc al harului care produce sfințirea este unul mai neplăcut.
Este vorba de suferință. Suferință. Despre Hristos citim în Evrei capitolul 5, versetul 8, că a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Suferința are câteva roluri în sfințirea noastră. În primul rând, unul dintre roluri este să corecteze în noi ceea ce este greșit. Este imaginea aceea părintelui care își disciplinează copilul pentru îndreptare. Este preluată și în Evrei capitolul 12 și este atribuită lui Dumnezeu ca părinte care ne disciplinează pe noi prin felurite, prin felurite suferințe. O, bun, da, spune de multe ori noi și am exclus din vocabularul nostru atunci când trecem prin suferință că există rolul acesta corectiv, sunt încercat. Sunt încercată mereu. Dar suferința are rol corectiv în viețile noastre. Un alt rol al suferințelor în sfințire este că ne protejează de căderi în păcat. Și ce este interesant la Dumnezeu este că în exemplul lui Pavel scrie că de fapt problema pe care el o are, și anume acel sol al satanei în carne, despre care comentatorii spun că ar fi problema aceasta a trupului său firav, o boală anume pe care o avea în organismul său, e bine, Pavel o explică în termenii aceștia ai faptului că Dumnezeu lucra anticipativ în viața lui Pavel ca să-l ferească de păcatul acesta al îngânfării. 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 7, avusese niște vedenii extraordinare, glorioase, și Dumnezeu îi trimite un sol al satanei în carne. De trei ori spune Pavel, am rugat ca Dumnezeu să-mi-l ia și Dumnezeu de fiecare dată mi-a spus, harul meu ți este de ajuns. Lucra prin această problemă, prin acest necaz, ca să-l ferească de păcat. În suferință, pentru că Dumnezeu ne cunoaște potențialul păcătos și îl ține sub control, el știe cum să facă lucrul ăsta. De asemenea, un alt rol al suferinței în sfințire este faptul că zidește în noi caracterul lui Hristos. În suferință înveți ce? Ce înveți în suferință? Înveți să rabzi. Știți povestea cu sora care se duce la păstor și îi zice păstorului, frate, roagă-te pentru mine să am mai multă răbdare. Fratele începe să se roage și spune, Doamne, te rog să o ajuți să aibă în jurul ei oameni care să o deranjeze. Mai trimite din când în când cât o suferință. Mai fă și eu. Și sora foarte panicată zice, frate, ți-am chemat să mă binecuvântez, nu să mă blestem. Și fratele îi răspunde și zice, răbdarea așa se învață. Și de multe ori Dumnezeu lucrează noi caracterul lui Hristos folosind mijlocul acesta al suferinței. Dependența de Dumnezeu de asemenea este învățată în contextul acesta al suferinței. Și Iacov confirmă lucrul acesta când spune că trebuie să privim ca o mare bucurie când trecem prin felurite încercări, pentru că știm că încercarea credinței noastre lucrează răbdare, iar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca și noi să fim cum? Desăvârșiți. Și să nu ducem lipsă de nimic. Suferința, dacă vreți, este bisturiul lui Dumnezeu. Nu ne place instrumentul ăsta. Da, este tăioasă, produce răni, dar toate aceste răni sunt produse pentru a ne vindeca de o boală și mai mare, și anume boala păcatului. Și putem să fim încrezători, dragii mei, în faptul că mâna aceasta dibace a lui Dumnezeu folosește acest bisturiu și operează precis și corect în viețile noastre. Ascultați-mă, Domnul nostru nu poate fi acuzat vreodată de malpraxis. Niciodată. El știe să folosească orice eveniment din viața ta, toate lucrurile, pentru ca să te ducă tot mai aproape de asemănarea cu Hristos. Așadar, rămân acestea trei, credința, cuvântul, biserica și suferința. Sunt mijloace ale sfințirii pe care am dorit să... Și evident că sunt mult mai multe. Rugăciunea este una dintre ele. Postul, probabil că mai târziu, când Luci va vorbi despre pocăință și mortificare, va aminti și el anumite aspecte legate de modul în care Dumnezeu lucrează mortificarea păcatului. Andrei, de asemenea, ne va spune cum familia joacă un rol extrem de important în sfințire, dar astea trei am vrut să le amintesc. Sunt deosebit de importante. Cuvântul, biserica și suferința. Acum, pe lângă faptul că avem parte de
mijloacele acestea ale Harului care produc și lucrează sfințirea în viețile noastre, aș vrea să mai înțelegem un lucru, că această sfințire, în această sfințire, deși este responsabilitatea noastră, ne cheamă Dumnezeu, după ce am fost transferați din domeniul păcatului, în domeniul sfințeniei lui Dumnezeu, este responsabilitatea noastră, ne-a dat toată capabilitatea să facem lucrul acesta, a răscumpărat pentru noi principiul acela analog despre care am vorbit, Hristos murind pentru păcat, a răscumpărat pentru noi principiul acesta care ne face capabil să ducem lupta cu păcatul, și anume moartea față de păcate. Bine, în tot acest context, deși avem responsabilitatea să mergem înainte, să perseverăm, vreau să știi un lucru, că nu ești singur în acest proces. Ești asistat direct de Dumnezeu. De aceea vorbesc și astăzi și despre asistența sfințirii practice. Suntem în permanență asistați de Dumnezeu și aș vrea cel puțin un text să ne uităm, un text interesant, 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Din acest verset, trei lucruri ies în evidență. Este un text care vorbește despre ispită. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fie potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Trei lucruri ies în evidență de aici: suveranitatea lui Dumnezeu în ispită, credincioșia lui Dumnezeu în ispită și providența lui Dumnezeu în ispită. Trei lucruri: suveranitatea lui Dumnezeu în ispită. Dumnezeu este suveran peste ispitele noastre, ale fiecăruia. Atenție! Nu spune textul că Dumnezeu este cel care ne ispitește, că Dumnezeu este cel care aduce ispitele în viețile noastre. În Iacov 1 cu 13 citim foarte clar această declarație, că nimeni nu trebuie să spună vreodată Dumnezeu mă ispitește. Pentru că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Cu toate acestea, Dumnezeu este suveran peste ispită, deși nu El este ispititorul. Vă aduceți aminte textul acela în care ni se spune că imediat după ce Domnul Iisus Hristos a fost botezat, a fost dus de Duhul în pustie ca să ce? Ca să ce? Ca să fie ispitit de cine? De diavol. Dumnezeu a fost suveran peste momentul acela al ispitirii în viața Domnului Iisus Hristos, dar nu El l-a ispitit, diavolul l-a ispitit. De asemenea, în rugăciunea domnească, nu spunem noi de fiecare dată când ne rugăm, nu ne duce pe noi în ispită. Și prin rugăciunea aceasta, ceea ce facem este că recunoaștem autoritatea divină asupra ispitelor. Rugămintea asta trebuie înțeleasă în context, căci în context ni se spune izbăvește-ne de cel rău, Dumnezeu este suveran peste ispită, dar cel rău este ispititorul. Diavolul ispitește, dar nu în afara suveranității divine, prin care libertatea lui limitată și potențialul său diabolic este controlat de Dumnezeu. Dumnezeu i-a permis diavolului să-l ispitească pe Iov. Diavolul n-ar fi putut să facă nimic fără acordul suveran al lui Dumnezeu. Dumnezeu este suveran. Și poate că te vei întreba totuși, de ce îngăduie Dumnezeu în suveranitatea lui să fim ispitiți? Mă bucur că ai pus întrebarea asta. Știți de ce îngăduie Dumnezeu să fim ispitiți? Pentru că vrea ca tu să-l biruiești pe Satan. Tu să-l biruiești pe Satan. Pentru că a fost o zi în trecut când Satan l-a biruit pe om. Pe omul vechi. Pe Adam. Și acum tu ai fost făcut un om nou și Dumnezeu vrea ca tu prin tine să-și ia revanșa. Dumnezeu vrea să-l biruiască pe Satan prin tine și vrea să-i arate că cei care sunt ai Lui vor fi biruitori în toate ispitele pe care El le va trimite. De asta le îngăduie. Al doilea lucru pe care îl aflăm după ce ne spune că Dumnezeu este suveran peste ispitele noastre este și că Dumnezeu este credincios în ispitirile noastre. Adică ce spune El este că nu va îngădui nicio ispită peste puterile noastre.
Pentru că Domnul ne cunoaște puterea, El ne știe tăria, El are în vedere vulnerabilitatea noastră și stabilește gradul de ispită potrivit pentru fiecare dintre noi de așa natură încât să putem duce. Și asta trebuie să știi și să fie încurajator pentru tine în ispitele cu care te confrunți. Dacă Dumnezeu le-a îngăduit în suveranitatea sa, în viața ta pentru a-l birui pe Satan, înseamnă că nu este peste puterea ta. Lucrul ăsta îți dă încredere în luptă. Al treilea lucru pe care îl aflăm din textul acesta este că Dumnezeu ne mai asistă într-un mod providențial, providența lui Dumnezeu. El este prevăzător, ascultați, pregătește mijlocul de a ieși din ispită de așa natură încât să putem să o răbdăm. Și vă rog să fiți atenți la text. Capacitatea de a răbda ispita, spune Pavel, nu este o putere care vine peste tine din senin și te face dintr-o dată imun la ispitele din jurul tău, ci este un mijloc prin care poți să fii biruitor, prin care poți să ieși biruitor din ispită. Și vorbesc deseori cu oameni, cu tineri care au anumite probleme, anumite dependențe, lucruri cu care se confruntă și mulți se așteaptă și mai ales vin la păstor să se roage, să le dea Dumnezeu așa o putere din senin, să vină peste ei și să nu mai dorească lucrul acela, să nu mai vrea să facă lucrul acela, să pună o scârbă Dumnezeu în el și așa mai departe. Și da, Dumnezeu poate să facă lucrul acesta, dar ascultați, modul în care Dumnezeu lucrează este pregătind mijlocul prin care să ieși biruitor din acea ispită. În predica de premunte ni se spune că trebuie să fim radicali cu păcatul și Domnul Iisus folosește acele metafore destul de dure. Dacă păcatul te face să, ochiul te face să cazi în păcat, scoate-l. Dacă mâna te face să cazi în păcat, tai-o. Toate astea au de-a face cu faptul că Domnul Iisus Hristos ce ne spune este taie păcatul din rădăcină. Există mijloace, există moduri în care poți controla patima aceea din viața ta. Este modul în care Dumnezeu îți deschide mijlocul necesar ca tu să poți controla păcatul respectiv. De asta spun multora să-și instaleze pe telefon, pe laptop, programe prin care altcineva să urmărească activitatea lor. Știu că nu e chiar convenabil. Există programe precum Covenant Eye. Puțini sunt dispuși însă să facă lucrul acesta. Puțini sunt dispuși să facă lucrul acesta. Uneori vin la noi și vor această putere din senin ca o exorcizare a scăpării acesteia de pofte, când de fapt chemarea pe care ne lansează Scriptura este să accesăm acele mijloace prin care Dumnezeu ne scoate biruitori. Intră sub autoritatea cuiva. Ăsta este un mijloc, este un prim mijloc. Vrei să scapi de păcat? Vrei să scapi de patină? Vrei să scapi de poftă? Intră sub autoritatea cuiva. E foarte greu, știu. Va trebui să dai socul, va trebui să spui tot. Intră sub autoritatea cuiva de încredere. De încredere. Ca să poți să fii ținut responsabil și să poți să rupți cu păcatul prin mijloacele pe care Dumnezeu ți le oferă. Știu, în Filipeni 2:13 ni se spune că El lucrează în noi și ne dă și voința și înfăptuirea și este adevărat lucrul acesta, dar voința aceasta pe care ne-o dă El nu exclude mijloacele pe care Dumnezeu le pregătește pentru a ne scăpa și a ne scoate biruitor din ispită, ci este voința aceea de a accesa mijlocul prin care El ne ajută să răbdăm ispita și totodată înfăptuirea de a face lucrul acesta. Așadar, nu ești singur în procesul tău de sfințire. Dumnezeu te asistă. E lângă tine. El este suveran peste ispite, le îngăduie doar cu scopul de a ne face biruitori în cele din urmă peste toate acestea. El este credincios și nu va îngădui nicio ispită care este peste puterile tale și El este în același timp providențial. Stă lângă noi, ne întărește voința ca să facem ceea ce trebuie pentru ca să câștigăm lupta aceasta cu păcatul. Poate că până acum ai crezut că ești singur și poate de multe ori te-ai simțit singur și singură în lupta cu păcatul, dar nu ești. Dacă vrei o viață sfântă, aș vrea să te asigur că potrivit cu Scriptura, nu ești singur. Andrei vorbea despre faptul că Iisus la cruce a strigat Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit. Și aș vrea să spun că strigutul acesta a răscumpărat faptul că Hristos a fost lăsat singur, circumstanțial vorbind,
la cruce. Și Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu nu era activă, protectivă în viața lui. Faptul că el a fost lăsat singur la cruce, a fost lăsat singur ca să răscumpere pentru tine promisiunea aceasta pe care te rog să iei în seara aceasta în lupta ta cu păcatul. Nici de cum n-am să te las. Cu niciun chip nu te voi părăsi. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai lăsat singur? Pentru ca să răscumperi pentru toți credincioșii prezența mea activă și asistența mea continuă în lupta lor, în lumea aceasta. Sunt iubitor de artă, asta dacă nu cumva nu v-ați dat seama până acum. Îmi plac tablourile, în mod special. Mergem un pic mai departe, frații? Mulțumesc! Îmi place să le exegetez, să ascult pe alții cum le explică. Uneori când merg prin muzee, se plictisesc cei care merg cu mine. Soția mea reproșa în glumă de ună zi: cu tine nu-mi place să merg în muzee, că tu stai și te oprești și citești fiecare placă din aceea. Îmi place să mă uit, să le privesc, să le analizez. Anyway, la un moment dat m-am intersectat cu un clip foarte interesant despre un tablou pictat de Friedrich Moritz prin secolul XIX, se numește Jucători de șah, îl aveți în imagine. Neil Schofield, am ascultat clipul lui, face o analiză extraordinară de o jumătate de oră într-un scurt metraj, dezvăluindu-i povestea fascinantă din spatele acestui tablou. Tabloul înfățișează, după cum vedeți, un joc de șah între un tânăr și Satan. Este lupta pentru sufletul tânărului, așa cum și-a imaginat-o pictorul acesta. Observați, vă rog, privirea încrezătoare a lui Satan. Duceți-vă un pic cu ochii pe tabla de șah și o să observați că el are avantaj pe tabla aceasta de șah. Observați, vă rog, și privirea aceea compătimitoare a îngerului, dar și atitudinea aceasta pe care o are tânărul. Și din toate acestea ne putem concluziona cumva că este gata Satan să câștige partida și sufletul acestui tânăr. Acum devine interesant. În anul 1888, revista Columbia Chess Chronicle, revista aceasta apare un articol cu titlul acesta: Anecdota lui Murphy. Regele mai are o mutare, a spus el. Paul Murphy a fost în acel an campion la șah, campion american la șah, și la un moment dat a fost invitat să ia masa acasă cu un alt jucător de șah, un iubitor de șah, reverendul Harrison. Și a observat la un moment dat, în timp ce era în sala de mese acolo unde luau masa, a observat atârnat pe perete o copie a acestui tablou. Imediat după ce a luat masa, și o să vă citesc ce s-a întâmplat, articolul spune următorul lucru. Când cina s-a încheiat, foarte interesat de tablou, Murphy s-a apropiat și pentru ceva vreme l-a studiat. Apoi s-a întors către gazdă și modest i-a spus: cred că pot câștiga jocul pentru acest tânăr. O masă cu o tablă de șah a fost aranjată repede. Toți din casă s-au adunat în jurul ei. Spre surprinderea tuturor, domnul Murphy a reușit să-i fure victoria diavolului, salvându-l astfel pe tânăr. E posibil ca această poveste să fie înflorită, chiar dacă a apărut într-un ziar povestită. Putem să contestăm istoricitatea ei, dar nu și adevărul ei. Uneori așa este în sfințirea noastră, dragii mei. Uneori pare că am pierdut lupta sau că stăm pe loc și nu avansăm deloc. Suntem descurajați, suntem ținuți mereu în șah. E bine, dacă ești și te confrunți în seara asta cu situația asta, în procesul acesta al tău de sfințire practică, aș vrea să-ți aduci aminte că lupta nu s-a încheiat. Încă nu este șahmat. Ai alături de tine un Dumnezeu care nu te lasă. Ai alături de tine un Dumnezeu care te va sprijini, un Dumnezeu care poate câștiga partida pentru tine.
El a câștigat deja lupta pentru sfințirea ta. Ascultă-mă, a câștigat lupta pentru sfințirea ta, sfințirea definitivă, odată pentru totdeauna, în ziua aceea în care a murit pentru tine. Și ziua aceea este ziua Z. Știți că istoricii ne spun că, de fapt, Germania nazistă a pierdut cel de-al doilea război mondial nu în ziua în care a capitulat, ci în ziua în care trupele americane aliate au debarcat în Normandia. Ziua Z au numit-o. Aceea a fost lupta decisivă în care Hitler a fost înfrânt, chiar dacă după acea luptă au mai urmat bătălii și unele au fost foarte crâncene și unele au fost câștigate de naziști. De aceea aș vrea să te încurajez în seara aceasta că lupta deja a fost câștigată. Așa că nu lăsa pe diavol să spună că totul este terminat. Că ești în șahmat. Poate că ai venit de multe ori la biserică și chiar la conferința aceasta auzind titlul acesta, Sfințenia lui Dumnezeu, te-ai urmărit mesajele care vor fi despre sfințire și ai zis să vin și să fiu încurajat. Ai venit descurajat, descurajată, aș vrea să pleci încurajat, încurajată în seara aceasta. Vreau ca toți dintre noi în seara aceasta să plecăm încurajați din locul acesta, pentru că vreau să spun că în cea mai bună zi a ta, spune o cântare, Casting Crowns, în cea mai bună zi a ta ești copilul lui Dumnezeu și în cea mai rea zi a ta ești copilul lui Dumnezeu. Vine ziua aceea când Dumnezeu ne va mântui într-un mod complet, într-un mod desăvârșit, când natura ființei noastre va fi transformată într-un mod deplin, vom fi exact ca El, vom fi la fel ca El pentru că îl vom vedea. Atunci, cu adevărat, lupta noastră cu păcatul se va termina. Atunci, cu adevărat, va fi șahmat, dar nu pentru noi. Va fi șahmat pentru păcat, va fi șahmat pentru diavol, va fi șahmat pentru tot ce a stat împotriva noastră, în lupta noastră și în viața noastră pe pământul acesta. Dar până atunci trebuie să lupți pentru sfințirea ta practică. Nu-ți va fi ușor, uneori vor fi zile grele, dar ridică-te și adu-ți aminte că Dumnezeu lucrează progresiv, nu se grăbește, dar lucrează. Ridică-te și fructifică toate acele mijloace ale Harului. Poate până acum ai făcut-o mai puțin? Astăzi ești încurajat, încurajată să te apropii mai mult de cuvânt, de biserică și să nu desconsideri ce face Dumnezeu în viața ta, chiar și prin suferințe. Așadar, ridică-te și adu-ți aminte că nu ești singur, nu ești singură. Dumnezeu este de partea ta, Dumnezeu te ajută, Dumnezeu te întărește ca în cele din urmă să câștigi lupta. Domnul să ne ajute pe toți. Amin.